Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe canalul meu și bine v-am regăsit, bineînțeles. Da, am revenit din nou cu acest clip ca să continui povestea din Germania. Dacă voi nu ați reușit aseară cu like-urile, am să continu aici. Așa, deci, cum vă spuneam că eu ajunsesem acolo în Germania, deja începusem să lucrez acolo, de-abia înțelegeam limba, dar ușor, ușor, încet cu încet am început să învăț și limba, cât de cât am început să învăț să vorbesc. Și cum vă spuneam, noi stăteam într-un vagon, într-o rulotă. Era un stil o rulotă, dar mai mult era ca un vagon cu dormitoare. Și într-un dormitor dormeam eu cu fratele meu, eu dormeam în partea de sus, el în partea de jos, și în celălalt dormitor dormea neamțul ăla, el dormea singur, deși avea și el tot așa două paturi. Și na, ăsta era cu camera lui, noi cu camera noastră. Cum am ajuns acolo, v-am spus că aveam și mâncare, tot acolo, am văzut trei pâini din alea feliate, era pentru prima oară când am văzut pâine feliată. Pe timpurile atunci nici la noi nu știu dacă era pâine feliată, nu mi-aduc aminte să fi fost la noi pâine feliată. Era pâine din aia feliată și ambalată, care aia ținea, dura o săptămână, poate chiar și două dura dacă o țineai bine. O puteai mânca și după o săptămână, două. În fine, dar la noi nu rezista pentru că, na, românul mănâncă mult. Ei mănâncă foarte puțin. Și așa, neamțul ăsta, care era coleg cu noi tot așa la muncă, el mânca foarte puțin, nu știu, aveam frigiderul la comun, noi aveam partea de sus, el avea partea de jos. Deci aveam baia, la fel, era la comun. Aveam baia în vagon, deși stăteam la patron acolo în curte, aveam baia în vagon, acolo ne făceam duș, ne spălam și totul. Bine, când lucram în atelier, avea baie și acolo, doar ne făceam nevoile, nu făceam și duș, că nu aveam, mi se pare că nu avea duș, nu mai mi-aduc aminte. Oricum, el avea o centrală pe lemne, avea o dita mai centrală cu lemne, băga niște butuși din aia mari în soba aia, în arsătorul ăla, sobă, da, să zicem așa. Și, na, lucram în atelier acolo, nu știu ce, și am plecat după aia pe teren, na, să terminase, să zicem, că el avea de renovat pe acolo, de făcut, mai ales avea de făcut vagonul lui, care era ca un apartament era. Ce garson era? Ca un apartament, era un apartament cu două camere era ăla. Practic, așa de mare era vagonul ăla, că se deschidea tot, nu știu ce, era cât un vagon de mare. Era foarte frumos înainte, în vagon, era de lux. O să caut și niște poze, nu știu dacă am poze, poze dinăuntru nu am, dar am poze din afara vagonului, am poze. Dar trebuie să le caut. Încă am găsit hartul, dar trebuie să mă uit pe el, am găsit hartul pe care am pus toate pozele vechi. Și o să vă arăt și poze. O să fac un colaj cu poze când o să fie. În fine. Și ne-am dus, am început să mergem pe teren. Când am ajuns pe teren cu montatul, prima am văzut, pentru început am văzut caruselul ăla pentru copii mici și ei mai aveau și un vagon din ăsta, un de ăsta pentru, făcea dulciuri, vindea dulciuri de astea pentru chestii pentru copii, să zicem. Dulciu și nu știu ce naiba mai vindea, că nu mai mi-aduc aminte. Bine, exact. În fine, și mi-am dus să montăm caruselul ăsta pentru copii, e de la pentru copii, cu mașinuțe, cu căluți, cu chestiile de să învârte. Nu știu dacă știți ce e la carusel. Mi se pare că și la noi tot așa se zice carusel, sau nu știu, nu știu exact cum se zice la noi, în fine. Și ne-am dus, prima oară am început să montăm ăla, era într-o zi așa un pic, cam și ploua, era un timp urât atunci. N-am avut mare lucru de făcut în prima zi atunci. După aia, a doua zi, a treia zi, am fost să montăm autoscooterele. Alea, mașinile alea de te bușești cu ele, dacă știți voi. Așa.
Ne-am dus să montăm autoscutele când am început să scoatem la fiare de acolo, dă și scoate și târă de fiarele alea. Mamă, ce grele erau. La început nu eram noi obișnuiți cu munca asta grea. Na, eu fiind lucrând și fratele meu și eu și fratele meu lucrând în croitorie, bine că am mai lucrat și în construcție așa, am mai lucrat pe aici pe acolo, făceam, pe unde mergeam și eu cu ziua, făceam material, chestii de genul, dar e una când faci un lucru, să zicem cum e, să faci ca în construcții material și ăstea, și alta e când să cari de fiare. Fiarele erau grele la început, ce? Nu, nici nu puteam să cărăm de ele, că erau unele fiare, erau foarte grele. Ușor, ușor începuse să ne învățăm. Cel mai greu era la montat, pentru că trebuia să stai să le așezi frumos, frumos, mai ales traversele de jos, trebuia să le pui frumos la bolobog. Era o diferență, de exemplu, în capătul ăsta era bine, în capătul celălalt deja ajungeai cu o jumătate de metru de diferență de că era mai în jos. Pentru că, na, în unele locuri era în pantă, alte era în, na, erau denivelări și multe alte. Tu trebuia să pui lemne frumos și puneai la bolobog ca să iasă exact, la perfect. Că dacă nu-l puneai la perfect, când puneai chestiile alea de, că erau niște chestii aia, cum să spun eu, pe care merge mașina. Nu știu cum să, nu-mi vine acum în minte, dar erau niște plăci mari din fier care veneau puse pe fiecare, ca un puzzle veneau construite după aia pe traversele alea puse. Practic circuitul la mașinuțe, unde te plimbi cu mașinuțe și te bușești. Și la alea a fost greu și mai ales mai erau niște stâlpi care erau foarte grei ăia. Ăia aveau 200 de kg un stâlp din ăla. Noi îl căram cu un căruț special, îl luam frumos, îl puneam pe căruțul ăla, două, trei persoane, îl duceam pe unde trebuia să-l montăm stâlpul. Stâlpul venea ceva de genul, a plecat pe planul ăla, la un colț, la unul dintre colțuri, băgam un bolț și după aia îl ridicam cu toți, îl ridicam două, trei persoane. Odată m-a lăsat nevlegul ăla de neamț, m-a lăsat singur pe mine cu stâlpul, că vezi, ridicându-l de mână în mână, trebuia să te și muți. Și ăla m-a lăsat pe mine mai mult de vreo 5 secunde și 5 secunde contează să stai singur cu un stâlp în brațe de 200 de kg. Dai seama, bine că nu era chiar toată greutatea, dar totuși, pentru că o parte din greutate era fixată pe ăla. Și restul din greutate, ce, și cred că vreo 100 de kg le suportam eu. În fine, am avut multe peripeții de genul, de aproape că să ne accidentăm. Bine, au fost și mici accidentări, este foarte, foarte greu. Pentru cine știe și a lucrat la așa ceva, știe cum e, ce înseamnă să lucrezi cu parcuri de distracții, cât este de greu să montezi la fiarele alea, după aia să montezi acoperișul și astea. A fost foarte greu, dar pe o parte să știți că mi-a plăcut, adică cât de cât am mai văzut și eu lumea, să știți că majoritatea unde am nimerit eu era lume de treabă, adică toți erau prietenoși majoritatea. Erau prietenoși, n-aveai treabă cu ei, te salutau, veneau și stăteau de vorbă cu tine, dar eu cum nu știam bine limba, na, nu prea mă reușeam să mă descurc. Și după o perioadă de timp, cred că vreo 2 săptămâni cât am stat noi să lucrăm acolo, dar de fapt nu, încă noi eram la atelier. După vreo săptămână sau două, nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte cât am lucrat noi la atelier, a mai venit încă un român, era un om mai în vârstă, așa, era de prin Sibiu. A venit și el acolo, nu știu ce, să lucreze, a venit și el tot așa cu contract făcut din altă parte, nu știu, de pe acolo, din Sibiu, de la el. A venit și el, a început să lucreze, stătea cu noi în cameră. Nu, nu stătea cu noi în cameră, stătea cu neamțul în cameră, dacă noi aveam două paturi, stătea cu neamțul în cameră. Dar el, na, cum neamț nu înțelegea, să nu se înțelegea cu neamțul ăla, venea la noi în cameră și mai stăteam de vorbă. Dar ăla era un pic cam hoț, cam îi plăcea să, era un pic cu ochii cam să vadă ce poate să ciordească. Și în fine, dar noi de mai precauți, noi ne țineam banii la noi, dacă aveam bani sau ceva lucruri de valoare sau lucruri de valoare, de exemplu telefonul și astea, că nu tot timpul luam după noi.
le ascundeam prin haine pe acolo, să nu dea de ele. În fine, am lucrat toți împreună acolo, nu știu ce, ăsta n-a rezistat, cred că vreo lună de zile a rezistat acolo cu noi, că el deja după vreo lună n-a mai putut, nu știu, s-a accidentat, nu știu ce a făcut, că începuse să schiopete de un picior și după aia a stat pe baracă, a stat în asta, în vagon, a stat vreo săptămână acolo degeaba, n-a făcut nimic. Să se reprinde, dar degeaba, nu s-a reprins, dar în afară de lucrul ăsta, nu mai vrea el să stea pentru că nu-i plăcea. Mai ales pentru că pe noi ne-a pus la autoscutere și la autoscutere era mult mai fain. Acolo mai găseai și cât 1 euro, 2 euro, 5 euro, mai găseai câte ceva, cât un lucru. Am găsit, de câteva ori am găsit și telefon, am găsit. Am așteptat să vină persoana respectivă, dacă n-a venit să și-l lea, mi-a rămas mie telefonul. În fine, găsisem un telefon și mi l-am băgat la mine în baracă. Ăsta cum era pe baracă, bine, el nu m-a văzut unde l-am pus telefonul. Și l-am băgat în haine pe acolo ca să nu-l găsească ăsta. În fine, după aia noi ne-am dus la muncă, ăsta fiind pe baracă, noi ne-am lăsat camera închisă, cu ușa închisă, n-am încuiat-o, era doar închisă. Când venim la pauză, îl găsim pe ăsta în cameră. Și zic, mă, dar ce faceți? E, nu, că eu cum stăteam singur pe aici și nu știu ce, că eu am zis să fac puțină curățenie la voi și să da mică, ți-am zis eu să-mi faci mie curățenie. Puteai să-mi spui mie. Veneai și mă întrebai, bă, uite, vezi că eu n-am ce face, uite, dacă e să pot să vă fac eu curățenie în cameră. Dar eu nu ți-am cerut. Nu, că nu știu ce, că nu știu cum, știi? Dar el, practic, hoțul, vrea să intre în cameră ca să vadă dacă e ceva de ciordit. Și de atunci noi am închis camera. După aia ăsta a mai stat încă vreo câteva zile și a plecat în țară, că deja nu mai avea ce să facă, bani cheltuia și na, nu mai avea patronul, na, nu-l plătea, că pe degeaba nu putea să-l plătească. Și a plecat. Și ăsta, patronul nu a mai adus altul. Și am rămas eu cu fratele meu și cu neamțul ăla. Neamțul ăla era cam codaș, ăla mereu când pleca patronul, se dădea de colo-colo și nu făcea mai nimic. Patronul începuse să prindă un pic în încredere în mine și trebuia să plece, nu știu, într-un loc. Și îmi zice patronul, uite, vezi că te las să faci aia, aici să face să montați ăsta. Trebuia să conectăm apa, curentul, toate astea și să montăm ce aveam de montat acolo la autoscute. Pleacă patronul, nu pleacă bine patronul, că ăsta deja începe și să fofilește pe acolo, nu știu ce. După aia îl văd că iau un furtun ca să ducă chipurile să conecteze apa. Îl văd, pleacă cu furtunul ăla, trece 5 minute, trece 10 minute, zic, mă, ce naiba face ăsta, mă? Mă duc după el, bă, zic, bă, ce faci acolo? E, nu, că stau și trebuie să caut aici, că îmi trebuie un nu știu ce, un cum se spune, îi trebuiau ceva ca să monteze apa, mai lipsea piese, să zicem, nu știu cum să le zic, așa, racorduri din alea, cum se mai spune. Îi lipsea racordul și nu știu ce. Și zic, mă, îi zic, dar ce, trebuie să stai neapărat să cauți ăla? M-am dus eu repede, i-am găsit, păi uite aici unul. I l-am dat, nu știu ce. Și l-am lăsat în pace să-și termine treaba. Na, eu m-am dus să fac treaba mea. Iar trece nu știu cât, trece iar vreo 5-10 minute, vine și patronul și zice, mă, dar ăla unde e? Denis îl chema, așa cum mi-a adus aminte și numele. Mă, Denis unde e? Zic, păi nu știu, că e în clădirea acolo, e să monteze apa, dar nu știu, că stă acolo și cred că de vreo mai bine de 20 de minute, o jumătate de oră. Se duce după el, zice, ce faci mai aici? El tocmai atunci, în timpul ăla, când a auzit că l-a auzit pe patron, dădea să iasă și el și cu o mutră din aia ciudată. Zice, păi montam aici apa, gata, uite, am terminat. Știi? Și pe aia m-a luat patronul un pic la rost, că zice, mă, de ce n-ai, ți-am spus să fii atent cu ăsta, nu știu ce. Zic, eu i-am spus, dar ce era să fac, să-l iau cu forța, n-am putut să fac nimic. Și, na, în fine, aveam, până la urmă, na, a înțeles patronul, n-a mai, na, ce să mai zic, că n-a mai zis nimic.
Dar a fost greu, era greu în trei, cât am lucrat acolo în trei, era foarte greu ce... Să lucrăm în trei persoane, că dacă a plecat moșul ăla, na. După aia îl dăduse pe ăla, pe Neamț, că normal era moșul la carusel. Acolo a dat pe Neamțul ăla să stea el singur la carusel și noi eram la ăsta, la autoscutere. Și dă-i montează și demontează, era nasol pentru că la fiecare săptămână te mutai. Montai, să zicem, începeai și montai să zicem, nu mai știu cum era, lunea. Da, începeai și montai de lunea, ceva de genul. Începeai și montai de lunea sau de marțea, nu mai știu cum. Începeai și montai, dura cam 2-3 zile așa să montezi. După aia de vinerea, sâmbătă și duminica dura ăsta, bâlciu. După aia se strângea. În unele durea doar o zi, în unele dura 2 zile, într-unele 3, într-unele stăteam și o săptămână în plus, o săptămână, două stăteam acolo. Depindea și de, cum să spun, de populație, cât de populație și cum era, na. În unele făcea ceva, în unele sate nu făcea mai nimic. Ne mutam din oraș în oraș. Am fost în multe orașe, în Magdeburg, Hamburg, ce mai era, nu mai știu, nu mi le mai aduc eu aminte, dar am fost în foarte, foarte multe orășele, sătuce pe acolo. Da, și să vă mai spun încă o chestie. Fratele meu avea permisul, fratele meu cel mic, el avea permis. Și neamțul ăsta, care era coleg cu noi, el avea mașină. Și el avea și... avea un Fiat Punto. Și el avea și, cum îi zice, el avea și permis de camion. Și na, fiind el având permis de camion, patronul avea și el permis de camion, patronul conducea camionul lui și ăsta conducea camionul cu vagonul nostru în care dormeam noi. Și fratele meu i-a dat mașina să o conducă el. Și na, la început m-am dus eu cu el, cu fratele meu. Bă, și mergem noi, nu știu ce, ne ținem după ei, tot nu știu ce, pe acolo, până intersecții, până astea, nu știu ce. Îi mai pierdeam că na, trebuia să stai ba la semafor, ba la, cum îi zice, nevlegul ăla de neamț, în loc să ne aștepte, să se uite și el în oglindă, bă, mai sunt ăștia în spate, că noi habar n-aveam drumul, nu știam. El n-avea treabă, el mergea înainte ca și cum noi am fi știut, am mers de nu știu câte ori acolo. Dar noi era prima oară atunci, în ziua aia, când trebuia să mergem în orașul respectiv, ca să ne mutăm cu Bâlciu. Și ăsta tot mergea repede, noi și noi să ne ținem după el, fratele meu îi dădea și el în gură la mașină ca să ne ținem după el. După aia am intrat, nu știu ce, am intrat pe autostradă. Pe autostradă, să zicem că era cât de cât mai ok, na, că pe autostradă puteai să mergi. Dar ăsta tot îi dădea în gură și depășea mașini, nu știu ce, și acum fratele meu, na, noi aveam alte mașini în față, vreo două, trei mașini în față, și fratele meu, na, ca să-l ajungem din urmă să fim în spatele lui, s-a băgat și fratele meu în depășire și i-a dat în gură, i-a dat ca să-l ajungem din urmă, bă, și că încolo pe căleală, că ăia tocmai ieșise pe autostradă și noi nu mai aveam cum să ne mai oprim să frânăm în ultimul moment ca să ieșim pe autostradă. A trebuit să ieșim la următoarea ieșire. Am ieșit la următoarea ieșire, pe acolo, pentru un oraș, ne-am întors înapoi, am dat să ne întoarcem înapoi, am ieșit acolo unde au ieșit ei, acum nu știam în ce direcție au luat-o. Nu știam cum să facem. I-am sunat pe ăștia să-i întrebăm pe Neamț, să-mi trebuia să-i spune, să întrebăm unde au ajuns, că noi i-am pierdut în urmă. Ne-a spus Neamțul în ce ora să ajungem. Am mers noi cu mașina, am mers nu știu ce. Noi am mers într-o altă direcție. Norocul nostru a fost că cât de cât noi știam să ne descurcăm, știam să vorbim, să ne descurcăm. Și am întrebat niște babe pe acolo, niște moși, mamă, și cât am mers ca să găsim câteva persoane, pentru că pe acolo în Germania, cine știe și a fost în Germania, știe cum e în Germania, că acolo nu prea vezi oameni pe stradă, nu, zici că e pustiu, zici că nu locuiește nimeni. Foarte rar găsești oameni pe stradă, în special în orașele mici, acum nu știu în orașele mari. În orașele mari mi se pare că mai sunt oameni, dar și pe acolo sunt mai puțini. În fine, mergem noi pe un drum, mergeam în direcția greșită, și întrebăm pe niște moși pe acolo, niște femei bătrâne cu moși pe acolo, întrebăm, zic, că noi vrem să ajungem în orașul Cutare, nu mai mi-aduc aminte numele orașului, în fine. Și ne spune asta, păi nu, că trebuie să vă întoarceți înapoi, dați de un tunel și nu știu ce și nu știu cum și alea, alea.
Și am înțeles. Până la urmă ne-am întors înapoi, nu știu ce, am încercat, ne-am întors înapoi. Norocul nostru că cât de cât am înțeles, am găsit tunelul, nu știu ce, ne sună ăsta, bă, unde sunteți? Păi uite că suntem așa, așa aici, am trecut printr-un tunel, nu știu cum, uite, suntem în orașul cu tare, nu știu ce, nu știu cum. Zice, unde trebuie să venim? Păi nu, că dați înainte, mergeți așa, mergeți încolo, l-o să vină și el după noi, că noi eram, habar n-aveam să ne descurcăm, că na. Adică ne descurcam cât își de cât, dar dacă noi nu știam, știind că noi nu știm bine limba să vorbim și ne știam cât de cât să ne descurcăm, tot n-a venit după noi. Și a trebuit să ne descurcăm noi singuri să ajungem până acolo. Și în sfârșit noi am ajuns acolo, începuse să ne ia, să râdă, și râdea de noi că ne-am rătăcit și că nu știu ce și nu știu cum zic. Păi ce vrei să facem dacă noi nu știm nici cât de cât, nu știm străzi, n-am fost niciodată, pentru prima oară când am fost aici, zic că ăsta s-a dus înainte, ce puteam să facem? L-a luat un pic și pe ăla la rost, dar ce era să mai facă? Dar norocul nostru a fost că am reușit să ajungem la locul respectiv unde trebuia să ajungem. A fost atunci, în ziua aia, chiar eram, paulă, mă și enervasem, zic, ia uite mă ce face. Ăsta s-a dus înainte ca și noi l-am pierdut în urmă. Zic, ia uite mă. Și îți dai seama că acolo nu știe nici cum e cu legile, cu circulația, că na, acolo un pic sunt mai severe legile, dacă te prinde cu viteză mai mare sau chestii de genul. Și na, după aia, na. Noi am stat în plațul ăla, nu știu ce, în fine, chestia asta s-a terminat, nu știu ce. Și ăsta cu mâncare era foarte zgârcit. Noi trebuia să mergem mereu la el să-i cerem mâncare, să-i cerem pâine, pentru că nu ne ajungea pâine. S-a uitat la noi, zicea că, aoleu, dar voi mâncați mult, voi românii mâncați mult. Să pe mâncăm, că na, noi trebuie să băgăm, noi mâncăm, ei mănâncă foarte mult cartofi. Ei foarte puțin folosesc pâine, ei mai mult sunt cu cartofii. Cum sunt italienii cu pastele, așa sunt și nemții cu cartofii. Sau cum sunt chinezii cu orezul, așa sunt nemții cu cartofii. Ei mănâncă foarte mult cartofi. La orice, făcea mazăre cu nu știu ce și nu știu cum, punea și cartofi. Făcea, nu știu, tot felul de mâncăruri, de preparate de mâncăruri. În orice, aproape orice preparat de mâncare, găseai cartofi. Dar să știți că erau unele, cum să spun eu, tipuri de mâncare, erau foarte bune, chiar îmi plăceau unele. Erau niște paste care le-am mâncat bine, nu erau, să zicem, specialitatea nemților, erau o specialitate de la chinezi. Bă, am mâncat niște paste, mamă cât de bune erau, nu știu cu ce erau făcute, că erau foarte bune și acum mi-aduc aminte gustul lor cât de bune erau. Da, în fine, mamă, și mai erau câte un lemn cărui, nu știu, era o varză care o făceau ei, bă, nu puteai să o mănânci, mă, eu când venea varza asta, erau niște cârnați albi, nu știu, la alții le plăceau, mie nu-mi plăceau, îi dădeam lui neamțul ăla să-i mănânce, zicea la ce nu-ți plac ăștia, aoleo, nu știi ce e bun, nu știu ce, și îi mânca el, zic, eu nu-mi plac, mănâncă ia tu și mănâncă de aici, nu știu, erau îngrozitori, mie nu-mi plăceau, erau niște cârnați albi, nu știu ce, dacă știți, care știți, erau niște cârnați albi, nu știu din ce carne erau. Că atunci nu știam eu ce, nu știam, v-am spus că nu știam bine germana. Plus de alta nu îmi dădeam seama de ce e. Probabil era din miel, din oaie, din nu știu de ce era amestecat cu nu știu ce. Bă, nu știu, că avea un gust îngrozitor care mie nu îmi plăcea. Mai ales și era o varză. Varză acră ca la noi, dar nu știu, era un, zici că e stricată, nu știu cum, avea un gust ciudat. Și aia la fel, nu-mi plăcea. Când era aia, ori o aruncam, dacă nu, eu dădeam lui ăsta să mănânce. Eu nu mâncam așa ceva. Așa, și să vă spun și de neamțul ăsta, de colegul ăsta care era cu noi. Patronul avea și două fete. Ne înțelegeam foarte bine cu ele. Erau fete mici, copile. Și ne înțelegeam foarte bine cu ele. Veneau pe la noi, ne jucam cu ele. Mânca dulciuri cu noi, le dădeam dulciuri, ce ne luam noi dulciuri și astea le dădeam și lor. Și avea și neamțul ăsta dulciuri, el le ținea ascuns ăsta, le ținea acolo ascuns într-un dulap la el. Și na, cum patronul ne dădea și mâncare, ăstea, salamuri, parize și ăstea, ăstea feliate, salam, ce mai erau, cașcaval, chestii de genul.
d-astea mezeluri, să zicem, și brânzeturi. Și el mânca foarte puțin, le lăsa într-un de-alea împachetate în staniol, în folie de aluminiu, și le lăsa în frigider. Bă, și avea frigiderul acolo, avea un morman așa de astea, de mâncare în frigider. Și odată ce-mi vine mie cu fratele meu, să ne uităm să vedem, mă, ce naiba are ăsta atâta de ține aici mormană. Când ne-am uitat pentru unele, erau mucegăite, erau stricate, erau vai de ele. Deci cine știe de când erau alea acolo în frigider zăcute. Și când îi ceream noi, bă, dă și mie un pic de pâine, dă și mie un pic de aia, nu am. Avem momente când îți dădea, avem mai multe momente când nu-ți dădea, că zicea că nu are. Și zic, bă, cum naiba, mă, nu are? Și în fine, așa, cum erau fetele astea, veneau pe la noi, ne jucam cu ele, după aia se ducea și până la ăsta până în cameră, ăsta nu prea le suporta și le zgornea de la el din cameră, că era mai prost. Nu știa ce înseamnă să copii, că na, copii sunt copii să joacă, le place să joace și ăstea. Și nu prea suporta copiii ăsta, nu-i suporta, pentru că râdea de el, își bătea joc de el, dacă îl vedea așa prost, râdea de el și își bătea joc de el. În fine. Și odată ăsta, nu știu pe unde a plecat, că nu era în baracă. Și copilele s-au dus la el în baracă să cotrelească pe acolo, să cotrobe, să vadă ce are el în cameră, dacă are dulciuri și astea. Noi nu ne-am băgat, ne-am văzut de treabă. Și-au scormonit ele pe acolo, păi ne-am dus și noi să vedem ce caut ele pe acolo. I-am zis așa că nu e bine și nu știu ce, dar ele, na, fiind copile, s-au uitat, noi ne amuzam și noi un pic. A început să îi mănânce dulce el pe acolo și așa, din întâmplare, ne-am uitat și noi pe acolo, pe la el, pe în dulap. Și ăsta avea vreo două pâini acolo, în dulap la el, vai de ele mucegăite, cine știe de când era zăcute. Și zic, ia uite, balnavi, când i-am cerut pâine, a zis că nu are. Și acum, uite, a lăsat-o atâta timp și s-a stricat acolo în dulap. Deci era un, nu știu, era ciudat rău neamțul ăla, era prost rău, nu știu cum, cred că avea și probleme, nu știu cum era, că mâncarea o lăsa să strice în frigider, pâinea o lăsa să se strice la fel în dulap acolo. Nu știu cum, era ciudat rău. Și în fine, vine, i-a mâncat fetele dulciul și vine ăsta, cine mi-a umblat aici, nu știu ce, ce știu, mă, zic, nu știu. A, nu știu ce, după aia el și-a dat seama că erau copilele, că s-a gândit că noi nu umblăm. Și s-a dus să-i spună la neamț și atunci le-a certat un pic... patronul le-a certat un pic pe alea mici, că de ce au intrat la el și că nu știu. Și el a spus, da, nu, că nu știu ce, nu știu cum, știi? Și el după aia tot continuau și veneau să se joace cu mine, râdea de el, iar prost. El le zgornea mereu. Era, ce să mai, era prost rău. Oricum, o să vă las și un colaj de poze, să le vedeți și voi. Nu în clipul ăsta, pentru că... trebuie să le caut pozele, că v-am spus, am găsit hardul, dar trebuie să caut după ele și nu am timp acum să stau să le caut. Așa că o să fac o dată, o să fac un clip, un colaj de poze și o să vă explic fiecare poze, cam unde ar fi, unde sunt făcute, că poate așa dacă mai mă uit prin poze, îmi mai aduc aminte cam în ce orașe sunt, poate sunt unele poze care am făcut și pe stradă și să văd indicatoarele unde am fost, în ce orașe. Cele mai multe a făcut fratele meu. El a făcut multe poze. Și da, trebuie să mă uit până ele să vedem. Cam asta a fost, oameni buni. Nu prea mai mi-aduc aminte toate chestiile care au fost. Care erau. Ce s-a mai întâmplat acolo. Că, na, multe chestii le-am uitat. Nu prea mai mi le aduc așa aminte bine. Și de asta. Plus de altea erau, v-am spus că majoritatea erau prietenoși. Și, na, îmi făcuse și, na, prieteni pe acolo, prietene. Erau foarte, foarte de gașcă. Cam asta a fost, oameni buni, cu acest clip. Dacă, eu știu, dacă v-a plăcut și vi s-a părut interesant, lăsați și voi un like acolo. Dați o distribuire să vadă și prietenii voștri și bineînțeles nu uitați de butonul de subscribe care este aici, sper că nu greșesc de data asta, butonul de subscribe aici. Și bineînțeles lăsați-vă și voi părerea voastră în secțiunea de comentarii
Și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere, că mă susțineți în continuare. Și na, eu încerc să fac și eu ceea ce pot ca să vă placă să ceea ce urmăriți. Așa că ne vedem la următorul clip, să ne auzim cu bine. La revedere. Pa, pa.